Suntem în domeniul, sau suntem în era tehnologiei virtuale, suntem în domeniul web-ului. Rețelele de socializare au apărut undeva în 2008, când a apărut Twitter și Facebook. Ce este acest element, ce este acest concept de rețele sociale, înseamnă o rețea informațională pe care utilizatorii de internet, prin anumite site-uri web, reușesc să intre în relație și în interacțiune cu alți utilizatori. Deja înscriși. Există un fenomen relativ global numit Web 2.0. Părerea mea și, după cum ați observat, în ultimii 5 ani, ceea ce înseamnă mișcările din Egipt, Tunisia, fenomenul emigranților din anul 2015, fenomenul clubului colectiv, căderea guvernului Ponta, au fost elemente care se regăsesc ca mișcare și ca și factor declanșator de rețelele de socializare. Dar niciodată rețelele de socializare nu vor substitui ieșirea în stradă. Suntem din ce în ce mai leneși din punct de vedere al activismului social. Sigur, pe Facebook putem scrie o mulțime de lucruri. Sunt flash mob-urile, sunt întâlnirile în care, ca să mergem să demonstrăm, se strâng 1000 de oameni, 5000 de oameni, dar nu se mai strâng sute de mii de oameni cât se strângeau acum 26 de ani. Revoluțiile sunt majoritatea revoluții virtuale. Impactul lor, dacă vreți să recurg la o teorie interesantă, teoria haosului, teoria butterfly, în care aripile unui fructe, bătăile de aripi a unui fructe, produc efecte imprevizibile în celălalt capăt al lumii. Sigur, metaforic spus. În realitate, un eveniment mic din viață, mic din viață la scară mondială, bineînțeles, pentru că poate fi unul de dimensiuni cosmice, poate să le schimbă radical cursul vieții. Acest lucru se întâmplă, în schimb, dacă vreți, în momentul în care ești parte activă a unui fenomen, nu când stai în fața unui rețele de socializare. Cred că mi-aș permite să spun că poate Revoluția Română din 99, tehnologia de astăzi, era un meeting în care striga, se întâmpla ceva și se încheia. Pentru că nu mai era cine să iese în stradă, nu mai era în cine să se tragă, nu era de ce să se scoată niște tanuri. Eram atât de tehnologizat, se găseau, dar nu dimensiunea. Absolut. Dar părerea mea că în momentul în care oamenii, dar tot atât de virtual era. Tot atât de virtual. Pentru că nu era această masă de oameni care se bat niciodată. Ne place tehnologia virtuală. Stăm o reșiri și povestim cu prietenii noștri imaginari de la urmă, de pe Facebook, care poate fi sau o persoană care se declară. Avem atât de mult timp ocupat cu lucruri virtuale, încât uneori putem să mergem la sală de sport, putem să mergem la boxe, putem să mergem la o piscină, putem să ne scoatem copiii, nepoții sau prietenii la o plimbare. Preferăm să stăm pe Facebook sau pe Messenger, și să facem lucruri extraordinare. Dar niciodată nu va fi substituit această implicare activă în care punem mâna la cer lucruri. Uitați-vă copiii de ce în era virtuală citesc cărți pe tablete, dacă le citesc. Dar copiii performanți sunt tot aceia care folosesc cronul și hârtia. Ei sunt olimpicii noștri, ei sunt care duc la urmă performanța mai departe. Inclusiv creatorii de site-uri, de programe, și ei aparent sunt sclavii tabletei, și ei sunt oameni care lucrează cu și hârtia. Iar în încheiere, aș dori să vă spun că m-am simțit extrem de onorat să reușesc să vorbesc în fața unor oameni care nu au stat în fața televizorului, care au avut curajul să iasă și să consideră că au un țel și doresc, poate, în adâncul sufletul lor, o comunitate care să aducă generațiilor următoare posibilitatea ca să devenim cu adevărat europeni. Să ne putem mândri că suntem europeni, că suntem români